o vreme, iar acum este numai scriitor. Pe de altă parte, mi-a pus în temă și îi dau cuvântul scriitorului Mihai Bregoviță, ne uitând la spune că Academia Daco-Română l-a propus pentru Premiul Nobel, deoarece dumnealui merită lucrul acesta din plin, având cărți tipărite și în alte țări, nu numai în cele trei menționate. Pe de altă parte, dumnealui e despre viața bucovinenilor și a basarabenilor, a românilor fugăriți, duși în excursie de către oastea sovietică prin Kazahstan, Siberia și așa mai departe, sau prin ospicii, sau prin grupuri comune, așa cum spunea la întâlnirea la Congresul Popoarelor Leonid Alari către ruși, voi ce ați făcut pentru noi? Țineți minte că pe neamul meu l-ați băgat în grup cu bar. Voi ne-ați omorât neamul. Trebuie să vă cereți iertare 1000 de ani. Și nu e singură care dintre popoarele vecine sau mai depărtate ar trebui să-și cea iertare 1000 de ani. Poate și noi omului ar trebui să ne cerem iertare pentru ceea ce, pentru morții petrecuți în războaiele care au fost, pentru că și datorită soldaților români, multe mame au plâns și au plâns fiii, părinții, bunicii, poate. Dar aceasta e o altă problemă pe care o vom discuta în timp. Vreau să mai spun că, mai puțin puțin, pe domnul Mihai Bregoviță, arătând că Academia Daco-Română a propus pentru Premiul Nobel și un mare romancier, un mare estetician, un mare profesor și istoric al religiilor, Mihai Diaconescu, iar anul trecut, iar anul acesta, pe scriitoare romancieră, Ileana Clipescu. Îi dau cuvântul lui Mihai Bregoviță. Mulțumesc, o să fixez aici microfon ca să fiu mai liber în gesturi, dar atât în gesturi cât și în lectură, fiindcă acolo de unde vin sau de unde am fost expulzat, cam la vârsta de 30 de ani, prin 77, se proceda în mod barbar asupra celor care aveau memorie foarte bună. Și eu eram printre primii pe liste cu o memorie foarte bună, ca să nu spun, cu totul deosebită. Ei, primele comoții le-am avut acolo, de zidurile din Chișinău, după care am fost expulzat și nu sunt reabilitat nici acum. De ce mi-am amintit și întotdeauna o să mi-am amintesc oriunde de Basarabia, care m-a adoptat venind din Rusia, din Sankt Petersburg, în 65. La Petersburg nu am reușit din prima încercare la pictură, la Academia de Arte Plastice, și atunci am luat trenul și am plecat direct spre Basarabia. Pentru prima oară în viață ajungeam în Basarabia. Ei, iată, din 1965 l-am cunoscut pe Grigore Vieru, Dumnezeu să-l odihnească, o săptămână în urmă ar fi împlinit 80 de ani. Desigur că întreaga țară cunoaște în mare măsură biografia acestui poet basarabean, poate cel mai drag, și din păcate foarte puțin cunosc creația, opera lui Grigore Vieru. Am încercat să mă informez în biblioteci cam câte titluri sunt la Biblioteca Națională, la Biblioteca Pedagogică, costă, deci la Biblioteca Metropolitană Mihail Sălăveanu. Și nu am găsit decât 2, 3, 4, maxim 5 cărți. M-am mirat și m-am revoltat și am și declarat directorul acestor instituții. De ce nu există în fondul? Deci, nu doar câte un exemplar obligatoriu. Aici este miracolul. Noi vorbim de mari personalități când umblăm la izvoare, adică la cărțile lor, la operelor, aproape că nu le găsim. De asemenea, și Leonid Alare are doar 2, 3, 4 maximum cărți în bibliotecile noastre, aici din țară. Eu nu mă laud că nu sunt toate cărțile mele tipărite. Eu muncesc ca un
Prusac, după cum am fost poreclit, că muncesc cu o sârdie prusacă, pentru că sunt educat în primul rând la Cernăuț, unde profesorii mei erau sau austrieci, sau nemți, sau obrei, până la 1940, și eu am absolvit în 65 abia la Cernăuț studiile și apoi am făcut alte studii și doctorate. Cu această sârdie prusacă am reușit până la ora actuală să tipăresc 70 de cărți, desigur că în limba română, în limba rusă și în alte limbi traduse, și 13 traduceri și 7 spectacole s-au realizat după textele mele. După cât muncesc, după cum mi-e temperamentul, s-o pot că nici pe jumătate nu m-am realizat. Dintr-o carte mai recentă, tot cu Grigore Vieru o să vă înduioșesc, dacă se poate. Foarte mulți dintre noi, după dispariția atât de tragică a poetului, i-au consacrat și poeme, și studii, și, deci mai ales orice român, după cum se știe, s-a născut poet, și chiar unii o iau în serios și încearcă și să scrie, unii chiar scriu foarte bine, unii au devenit poet. Dar acum e, deci oricine vorbește, scrie despre Grigore Vieru. Eu aș propune mai ales o tăcere despre Grigore Vieru, fiindcă a cunoaște sufletul și creația unui poet este o muncă, o muncă care nu oricine, nu orice român o poate realiza. Din cauza asta am un unic poem scris în timpul vieții lui Grigore, chiar la 70 de ani când împlinea, rotungea atunci în 2005 și l-am citit de față la serata de la Casa de Cultură a Ministerului de Interne și Administrație. Acolo atunci s-a organizat chiar în ziua lui de naștere cu o suită întreagă de poeți, cu domnul Mihai Cimpoie, cu Dumnezeu, cu domnul Radu Cărneci și alții. E, iată, atunci am înmânat acea poezie și apoi a apărut în volumul Eu, Măzărabea Mărbea. Poetul. Grigore Vieru. Poetul sare galbă de sârmă din pată. Poetul trece prutul la igluma lui Iisus. Poetul nu știe să înnoate în apele tulburilor. Poetul vine de acasă la el acasă. Poetul bate în ușa fratelui său Nikita. Poetul îi deschide o femeie frumoasă. Nikita e plecat de acasă, la el, acasă, în Basarabia. Să bată la ușa fratelui său, Grigore. Dar ușa de acasă este veșnic închisă. Ușor i-au slobozit buguri. Spre toamnă, frumpuții cu legmele dumnești din pragul poetului. Niște răi ciuresc ușa poetului cu gloanță de Kalashnikov. Poetul moare, puțin de tot moare, de 70 de ori pe zi. Prin ușa spartă a poetului străbat razele soarelui. Poetul se ridică și însângerat pleacă de acasă peste sârmă ghimpată, peste prutul învolburat a idoma lui Iisus. O dâră de sânge se prelinge ferbinte până la ușa fratelui său Nikita, care e plecat și el de acasă. Această poveste dureros de frumoasă, care nu se mai termină niciodată, am compus-o într-o vamă. Treceam granița blestemată dintre români și români. Mă întorceam și eu de acasă, la mine acasă. Și asta era 14 februarie 2005. Că Dumnezeu să o odihnească în pace, iar noi să-L iubim așa cum L-am iubit în timpul vieții, sau și mai mult, în măsura în care suntem deschiși atât către poeții noștri, precum și către Dumnezeu. În altă carte, tot suntem, odată ce suntem și în zilele, aș zice, nu numai o cifră de rotundă, deci Grigore Vieru ar fi împlinit cu săptămână în urmă 80 de ani, despre Mihai Eminescu e greu să stabilim, chiar dacă avem cifrele în față, e greu să stabilim până unde a existat și de unde există și mai mult. Aș zice că Mihai Eminescu, poetul nostru național, ar trebui cumva altoit printr-o metodă
sofisticate în sufletul fiecărui român, încât să nu-l trădem niciodată, să-l memorizăm odată pentru totdeauna și să-l avem apărător atât al limbii, al istoriei și al Duhului neamului nostru. Fiindcă ne reprezintă sub toate aspectele, absolut, istoric, dacic, noi, la Academia Dacă Română, nu numai că l-am luat de mentor, care ne-a îndemnat și ne îndeamnă să dacizăm totul. Ce înseamnă a daciza totul? Mi-amintesc cum în Basarabia eram chiar bătuți cu și alungați din Republică, numai pentru faptul că noi încercam să românizăm, deci nu pronunțam acest cuvânt, această noțiune. Noi încercam să fim români. Puțin de tot eram în buletinele, în pașapoartele de gulag, la paragraful Naționalitate Român. Eram eu și doi frați de-a mei, eram trei din cei, doar 7.000 din populația pe atunci, de la nivelul 1991, din 4.500.000, doar 7.000 și vreo 30 eram români. Restul erau moldoveni, dar cel mai mulți, chiar moldoveni, la prima ocazie sau la prima încercare, își transformau această naționalitate, de fapt, inexistentă. În ucrainean, rus și găgăuz, altceva, numai nu moldovean, cu atât mai mult nu român. Iată acest duh de a fi și de a rămâne întotdeauna român, în sensul nostru al dacilor, de Academia Dacă Română, adică daci, pentru totdeauna, așa cum suntem, cum venim de cel puțin 10.000 de ani, iată, am încercat eu de fiecare dată și cu asta de poezia. La 15 ianuarie, dacă sunt în țară, de obicei în iarnă mă aflu în țară, când vine primăvara, mă iau la drum, la picior, Basarabia, Bucovina, Rusia și dincolo de Volga, unde sunt frați de-ai mei, un milion de români mai sunt pierduți, uitați, pentru totdeauna, din păcate, în actuala Federație Rusă. Și cu atât mai mult, la ora actuală, acest tragic război, conflict, care are loc în Ucraina, care, după cum vedem, nici nu se vede sfârșitul, ba din potrivă, se învulburează și mai mult spiritele. Și morțile înfiate, eu anul trecut, nu numai impresionat, dar chiar și revoltat de ce s-a întâmplat acolo în Bucovina mea, deci în nordul Bucovinei, chiar în centrul aermal actual, deci de Boca Azuncata, am scris un poem pe care l-am citit la 15 ianuarie anul trecut. Și vreau să vi-l propun și de acum din cartea recentă de poeme, Iubirea de aproapele. Eminescu decapitat. O nouă crimă fără de pedeapsă. Un motor. În noaptea de 13 spre 14 iunie 2013, bustul poetului național Mihai Eminescu, instalat pe soclu în fața Muzeului Etnografic din Hlebocă, Adâncată, regiunea Cernăuți, pentru a fi dezvelit în ziua de 15 iunie, a fost vandalizat și aruncat într-un iaz din satul Dimca. Din relatările mass media din Cernăuți. În dulcea noastră Bucovină, decapitat fără de vină, poetul trup din trupul meu, zace adânc în chereșteu. Stau popole la ferestre, mângâind copii neveste, unul râde, se clizește, nu-i de rană vătrista veste. În dulcea noastră Bucovină, decapitat fără de vină, pentru ei sperietoare, repetent creitoare, cireșal stropit cu sânge, o bătrână amarnic plânge, bocindu-l prelimba-i veche pe poetul nepereche. În dulcea noastră Bucovină, decapitat fără de vină, vandalii chefuiesc, s-amuză, căci nimeni nu-i acuză. Un bătrân pe un vârf de munte, trist cu pletele cărunte, buciumă cu dor și jale din străbunile hotare. În dulcea noastră Bucovină, decapitat fără de vină, stau venetici în capul mesei,
Bagiocorii în nimbul miresei, iar clibiocenii, vai de ei, niște vânduți, niște mișei, toți ca unul mor de spaimă, românaște tristă faimă, în dulcea noastră Bucovina, decapitat fără de vină, creștini cu inimi barbare, vecini cu suflete tărcare, au pământul cum de iartă, bunul Dumnezeu nu-i ceartă, pe Motrescu l-a ucis, Eminescu interzis, din trista noastră Bucovina, el contaminat fără de vină, fără de mâini, fără de picioare, străluminat de mândru soare, decapitat din Cernăuț, se îndreaptă către Rădăuț, din Ipotești spre București, martirul limbii românești.